Târgu Mureș, Valentin Marica ne propune reverberații eminesciene. Fără teatru, a spus-o García Lorca, aripile s-ar face copite. Teatrul rămâne invincibile argumentum în salvarea omului din mediocritate. S-a jucat la Sfântul Gheorghe spectacolul Sfântul din Sfântul Gheorghe în cadrul celui mai vechi festival internațional de teatru din România, Atelier. Noutatea festivalului? Premiaților le-au fost oferite lucrări de artă ale Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Sfântul Gheorghe. Pe o altă scenă, imensa scenă. Într-un alt turn, în ziua de 21 iunie 2014, la Galeria de Artă Contemporană, Turnul Fierarilor, va fi vernisată expoziția Imago 6. Pe o altă scenă, pe scena poeziei, sub pleoapă cosmică eminesciană, Radio România Târgu Mureș propune publicului în perioada 12-20 iunie 2014 afișul cultural Cuvânt apăsând pe cuvânt, reverberații eminesciene. Cu bucurie, afișul RTM anunță și transmite poeme scrise recent dedicate limbii române. O secvență cu Horea Bădescu. Rugă pentru limba română. În lumea asta de om și câine, în lumea asta de azi pe mâine, în care totul stă să se amâne, ce apărare ne mai române? Ne poate durerea s-o mai amâne, poate durerea s-o mai amâne zilei de astăzi, zilei de mâine, zilei de astăzi, zilei de mâine, pâine spre ființă, ființă spre pâine, pâine spre ființă, ființă spre pâine, dă-ne o nouă sfinte stăpâne, dă-ne o nouă sfinte stăpâne, doar suferința limbii române. Avanpremiere la Radio România Cultural.